Bună tuturor, bine ați venit pe pagina Desene Vesele pentru copii. Astăzi am pregătit un desen cu păsări. Noi deja am luat și am colorat desenul, iar pentru un efect 3D am folosit hârtie creponată galbenă și maro. La soare am răsucit hârtia și am lipit o bucată mare în centru într-o formă de melc, iar pentru raze am folosit niște bucăți mici, din care o să lipesc și eu pentru a termina soarele. Iar pentru cuib am folosit niște bucăți mai mari de hârtie creponată maro, pe care le-am lipit mai lejer. Asta vom face și noi acum, ca să terminăm soarele și cuibul nostru. O bucată mică galbenă pentru soare și o bucată mai mare pentru cuib. Vă invităm să descărcați și voi desenul, să-l colorați și să vă jucați cu hârtie creponată. Aranjați așa cum vă convine și iată ce a ieșit. Pentru alte desene gata de colorat și de decorat și alte activități interesante, vă așteptăm și cu altă ocazie pe pagina de Facebook, canalul de YouTube și blogul Desene Vesele pentru copii. Până pe data viitoare, vă spunem, pa, pa!